vă mulțumesc. Domnul secretarul Șu, să ne spună dacă înțelegerea noastră este legal constituită. Sunt prezent 16 consilieri, ședința este constituită de mare. Vă mulțumesc. Supun aprobării domnilor voastre ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Deci proiectul pe care îl dezbatem se referă la aprobarea suplimentării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016. Domnule primar, dacă puteți să ne furnizați câteva informații. Bună ziua! În primul rând, vă mulțumesc că ați dat curs acestei invitații, acestei cerințe a executivului. Despre ce e vorba, prin ședința Consiliului Județean de ieri, municipiului Giurgiu au fost alocate 196.000 din sume defalcate TVA și cota din impozit după venit, precum și suma de 42.350, reprezentând cheltuieli sume pentru finanțarea drepturilor copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrate în învățământul de masă. Drept urmare, având în vedere că fiind lună de iarnă și lucru cu trezoreria nu este așa ușor acumulându-se în această perioadă și foarte multe, eu știu, plăți din trezorerie și faptul că societățile comerciale au nevoie de sursele financiare, banii care i-am primit de la Consiliul Județean, ducându-se pentru dezvoltare cheltuielor de investiții, am preferat să nu mai așteptăm până la ședința ordinară în 2021 și să facem plățile către acești, eu știu, furnizori de servicii și investiții către municipiu de îndată. Acesta a fost motivul pentru care am solicitat să fie programată această ședință de Consiliu. Acestea fiind spuse. Încă o dată vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotriva, abține? Unanimitate de voturi a fost aprobată. Vă mulțumim pentru participare. Vă mulțumim în continuare.